Președintele Consiliului Județean Florin Popescu a realizat în 2 ani de mandat mai multe drumuri asfaltate decât a făcut-o PSD-ul în 2 mandate, a declarat primarul comunei Costești din Vale, Matei Toma. E vorba despre o lucrare de mare importanță pentru comuna Costești din Vale, pentru cetățenii localității, tratament bituminos pe drumul județean 401A. Știți foarte bine care este programul președintelui vis-a-vis de aceste drumuri județene și vă rog să-mi permiteți o paranteză. Președintele Florin Popescu a realizat în 2 ani de mandat mai mult asfalt, mai multe tratamente și mai multe acțiuni pe drumurile județene decât a realizat PSD-ul în 2 mandate. De altfel, Florin Popescu, președintele Consiliului Județean, a afirmat că acest tronson este o legătură utilă între Titu și Găiești, iar în acest an se vor reabilita în această manieră aproximativ 130 de kilometri de drumuri. Am început niște lucrări în ușoare anul trecut pentru reabilitarea drumului județean, care face legătura între Titu, prin Costești, Vale, Mătăsaru, Mogoșan, cu intrarea în Găiești. Este vorba de fabrica de frigidere Arctic. În 2 săptămâni și jumătate, 3, vom definitiva aceste lucrări, care constau în plombări și apoi lucrări de tratament. După cum observați, este piatră concasată. Durata medie de viață va fi undeva peste 3 ani de zile. Va fi o legătură mai ușoară între Titu și Găiești pentru toți locuitorii din aceste comune. Repet, Costești, Vale, Mătăsaru și Mogoșan. Drumul iese la intrarea în Găiești, la fabrica de frigidere Arctic. Totodată, venind aici, cred că ați observat și dumneavoastră, ieșind din DN7 de la Titu, am intrat pe un drum cu probleme și am decis astăzi împreună cu domnul primar și cu colegii de la Societatea de Construcția LDP și cu domnul director Dinu de la drumuri să, dacă tot am intrat și reabilităm drumul în această zonă, să facem și acea porțiune de 2,3 km. În cursul acestui an, Consiliul Județean Dâmbovița va reabilita circa 130 de km de drumuri pe această formulă, care s-a dovedit viabilitatea în cursul anului trecut.